plusă mai departe, plus cum e punctul, 1 supra 99, ori 100, egal cu parag 20 mare. Fracția 17 supra 14 are perioada de lungime radical din 2 plus radical din 3 aparține cât? Că le mulțim. 5. Radical din 7 minus 4 radical din 3 plus radical din 7 plus 4 radical din 3 aparține că le mulțim. Cui aparține? Acestea sunt primele 5. Să vedem. Ne apucăm repede de lucru. Radical în 27 cu 2 decimale. Cine a calculat? Radical în 27 cu 2 decimale? Hai să calculăm concret să vedem cum faci. Ați putea să extrageți radical dintr-un număr? Hai să vedem. Poți la tablă. Nu vezi? Ăla nu. Cât este radical din 27? 5 plus 2. 5 plus 2. 5 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 Mai ce fiu? Ia uite, colegul tău, Andres Matiatul. Hai să vedem. Și iată ca filozofie. Chiar așa. Radical din 27, gata. Egal. 5. Da. Hai să vedem. 20, da? Deci, domnul, se dublează câtul? Se dublează 5-ul și vine 10. 10. Și pui lângă el ceva, o cifră, care e mulțită prin ea însăși, nu tot numărul, ca să facă până în 200. 1. 101 ori 1. Că dacă zici 102 ori 2, deci face 101. Pune aici 101. Și ne dă 99. Punem 20 ori. Tragem linii și dublăm. Dublăm pe 5, 51 și face 2 ori 2, 2 ori 5, 10, 102. Pui o cifră acolo încât înmulțită prin tot numărul care rezultă. Cât? Deci, 8, spui. 8 ori 8. Da? 8 ori 2, 16. Și cu 6. Ia să vedem dacă e prea mult. Deci 8 ori 64, 6. 8 ori 2, 16. 6. 22. 2 și 2. 8 ori 1, 8 și cu 2, 10. Ai simțit că e prea mult. Spunem 7 atunci. 7 ori 7. 7 ori 14 și 9. 7 ori 2, 14 și 4, 13. Da? Încă o dată. 7 ori 7, 49. 7 ori 2, 14. 18. 7 ori
Deci 7, 8, 8, 4, 9, 7, 8, 2, 14, 8, 7, 9, 7. Bine, pune de sub. No, așa, 1, 7, nimic. Deci aveți 7. Deci, ia să vedem. Și 7 din nou, 2. Păi trebuia să dea cu 8 atunci, de ce n-am mers? Nu mai mai o dată cu 8 mai. N-ai avut destul încredere în tine. Ia să mai vedem o dată. 16, 4, 22, 8, 8. Vezi? Cam mers. 8.224. De ce? 1? Deci trebuia de 9 ori atunci. Ia pune 9 la mare, eu te credeam. Ia uite! Da? 18 și 26. Deci merge? 9261. A, în sfârșit, 9261. E mai aproape de 9900. Deci merge cât 9 acolo. 5,19. Care este valoarea cu 20 mare egal cu 5,19? Puncte, puncte. Puncte, puncte. Nu le oprim aici. Sigur, deci am descoperit că nu știu să-i trai la calculul de 2. Dar autorul să știți că nu lasă să a gândit să vadă dacă voi știți să trăiați radical de ordinul. De ordinul cât? De ordinul 2 din 27, el plănește cât voi știți foarte bine. Dar fiindcă tot v-am descoperit, hai să faceți radical din 7, 1, 3, din 2, 5. Extragem radical din numărul ăsta. Fiindcă am avut ocazia să vă descoper cu problema asta, hai să vedem cum. Păi mai întâi grupăm. Da. Și... Cât ori cât? Fac 7. 2. 2. 2 ori 2. Cel mai apropiat număr? 3. Dublăm câturi? 4. Ca 4. 4 în 31 de 7 ori, a zis. 7 ori 7. Șapte, șapte, patru, nouă, șapte, opt și cu patru, trei, doi. L-ai depășit. Am depășit. Am și șase ori până. L-ai depășit să-l. 36, 6 și 3, 24, 26. 2, 7, 6. 37. Am ajuns la virgulă, noi avem 6, dar l-am pus aici, virgulă, ai ajuns la virgulă. Și grupa următoare. Dublăm 26, 4. 52. 52. Pune o cifră care înmulțită prin numărul respectiv să facă... 7. 7. Ia pune 7 ori 7. 36, merge, da? 36 merge. 7, da? 26,7 și ce a rămas aici, punem încă 2 zerouri, dublăm asta. 5, 2, 3, 4, 5, 34, ori o cifră se fac aproape 3. 0, sigur că da. 0. Și punem 0 sus aici.
Da? Și mai adăugăm 20 rouri și dublăm câtul de acolo. Dublăm rezultatul. După care vezi ce cifră se pune prin ea însuși. Da, cam asta ar fi ideea. Am înțeles acum cam care este extragerea verticală. Dar să zic că autorul ăsta a vrut. Pentru că el nu și-a propus el să faceți la radical de 27, el crede foarte bine autorul că așa ceva nu e posibil în clasa 12 să se întâmple. La noua mai zic, mai dracă în largă. Eu însă gândesc așa, că radical din 3, din cât este acolo, din 27, aș face 3 radical din 3. 3 radical din 3. Și vor că dăm la radical din 3. Și radical din 3 este aproximativ egal 1,73. Da? Nu, dacă ar fi să spun egal, am pus puncte, deci n-am pus toate decimalele. Mulțim totul cu 3. Ia punem mulțește cu totul cu 3. Și atunci vine 3 radical din 3. Deci sub 3 radical din 3 ar fi egal cu aproximativ 3 ori 3, 9, 3 ori 7, 21, 1, 5. 5,9 în orat. Radical din 3, din 27, când am muncit efectiv, 5,1, 9 și multe decimale, nu le-am văzut pe toate. Deci mult mai rapid ajungeam așa. Știm că radical din 3 este aproximativ 1,73, mulțim totul cu 3 și de să ieși. Asta a avut autorul să vadă. Mergem mai departe. Haideți să vedem ultima cifră la acestei sume. Ai de gând, nu ai de gând. Nu vă ai curaj. N-ai nicio idee. Asta e bine că e sincer. Deci el nu are nicio idee la chestia asta. 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2, 3 plus 1 pe 99%. Ia să vedem pe colega voastră, poftim în nou loc. Colega voastră are idee și mă bucur. Trebuie calculată sumă, nu așa? Ia să fiți atenți. Extraordinar. În loc de 1 să zicem 2 minus 1. Și în loc de aici? E să văd așa. Chiar eu dau capăt. Deci 1 supra 1 ori 2, să luăm din nou suma. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus puncte, puncte și mai departe, plus 1 supra 99 ori. Așa, este egal cu 2 minus 1 supra 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 4 minus 3 plus 4 minus 3 plus 4 minus 3 plus 4 minus 3 da, e cam mai departe cum? Se distribuie așa, distribuim pe unul numitor la fiecare din factori, deci la fiecare, la 2 și la 1 și vine 2 supra 1 ori 2 corect plus 3 supra. Bun. Plus 4 da. Minus 3 da. Plus 4 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 egal cu 1 supra 1 pe 1, 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 minus 1 pe 3 plus cum pic cum cea mai departe plus 1 pe 99 1 pe 100 și egal mai departe cu să reduc 2 câte 2, așa este? Minus 1 pe 2 cu 1 pe 2. Așa, rămâne să stea cu plus la început, rămâne la cu minus la sfârșit, egal cu 1, minus
face egal mai departe cu 99? 99%, care egal mai departe cu 0,99. Cu două baraia, cu două decimale, este 0,99. Terminat de ghiști. Dar nu, colega voastră s-a prins foarte repede de chestia asta. Și vă spune de ce. Ea nu vrea să ne spună. Nu vrea să ne spună, dar și retenea asta o are de mai multă vreme, știe foarte bine tehnologia. Ea îmi spune așa. Păi zice, tot ce a fost acolo, hai să vedeți, dacă te ghicesc, îmi spui. Da? Deci dacă te ghicesc, îmi spui că chiar la asta mă refer acum. Deci, 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus puncte, puncte, plus 1 supra 99 ori 100, s-ar scrie ca fiind sumă, de la care dar 1 până la 99, din 1 supra K, până la K plus 1. Spuneți dacă am dreptate. Da. În situația în care K este 1, când K este 1, vine 1 supra 1 pe lângă 1 plus 1, 1 ori 2. Primul termen asume. Când K devine 2, contorul K ăsta crește cu 2 unitate. Da? Când K devine 2, vine 1 supra 2 ori 3. Al doilea termen. Când K devine 3, 1 supra 3 ori 4. Deci am scris suma aceasta, de ce până la 99? Pentru că acest K vine de la 1, ia uitați-vă, 1, 2, 3, până la 99. Din 1 supra K de la K plus 1. Și tu ne-ai ascuns tehnica de calculare de calcul a unor sume. Cum se calculează niște sume? Niște sume se calculează așa. Se ia termen de subsumă și foarte tare ne dorim să-l aranjăm ca o diferență de termeni consecutivi. Adică asta a fost chestia. Cu faptul că în loc de 1 scrii 2 minus 1, că faptul că în loc de 3, de 13 minus 2, colega voastră a spus următorul lucru. Că acest termen de subsumă, 1 supra K, pe lângă K plus 1, provine de la două fracții. 1 supra K minus 1. Deci 1 pe K minus 1 pe K plus 1. Astea sunt cele două fracții. Când aducem același numitor, vine K plus 1 aici, fără să urmăriți, vine K plus 1 minus K, totul supra K pe lângă K plus 1, și K, se reduce K, vine 1 supra K pe lângă K plus 1. Exact termenul de subsumă. Și atunci am să permit să spun că egal mai departe, cu sumă de la K egal cu 1 până la M, din 1 supra K minus 1 supra K plus 1. Sumă de bucata asta. Care, desfășurată, înseamnă egal cu. Când K egal cu 1, ea devine. Când K egal cu 1 devine 1 pe 1, minus 1 pe 2. Asta pentru cine? Pentru că era 1. Ce a făcut colega voastră, în loc de 1 a zis 2 minus 1, a distribuit, nu știu ce. Iată, pentru că era 1, vine 1 pe 1 minus 1 pe 2. Plus, când K devine 2, 1 pe 2 minus 1 pe 3. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Asta pentru cine? Ca egal cu 2. Plus, când K devine 2, voi avea un K devine 3, 1 pe 3 minus 1 pe 4, când K a devenit 3, plus puncte puncte, să mai parte, plus 1 pe... Dar nu, e până unde m-am dus eu, până la 99. Vine 1 pe 99, minus 1 pe 100. Când K devine 99, vine 1 pe 99, minus 1 pe 100. Asta când K s-a făcut 99. Și într-adevăr, așa s-a redus, și îmi dă, în final, 1 minus 1 pe 100, care face 99 pe 100. Și care face 0,99.
Sigur că da, asta a fost secretul. Asta a fost secretul. Deci calculul lor sume, ca tehnică de lucru. Cum? Ori de câte ori avem de calculat o sumă? Ne dorim foarte tare să aranjăm termenul de subsumă ca o diferență. Pentru că prin sumare lucrurile merg cât se poate de clar. Ei, acum, fiindcă am descoperit, tehnica asta, eu vreau să vă mai propun câteva sume. Dacă v-aș fi cerut așa, să se afle, ultima cifră a sumei. Să se afle ultima cifră a sumei. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus așa mai departe plus 1 supra 101 ori 103. Ultima cifră a acestei sume. Să se afle ultima cifră a acestei sume. Egal cu ultima sumă. Cifra de pe poziția a doua. Cifra decimală, de oriunde. Deci să se afle cifra decimală de pe poziția a doua. Valoarea cu două decimale. Cine este la tablă? Să se afle valoarea cu două decimale a sumei acesteia. Nu se poate. Nu se poate. Din toată clasa să nu există cineva? Nu cred. Nu cred. Da? Zim. Ia să văd. Ia să vedem. O să zicem sumă. Hai, Benoșei, atacă. O să zicem sumă de la K egal cu 1 pe unde? La 101. Așa, de la 1 până la 101. Sumă de la K egal cu 1 până la 101 din... K plus 2, da? Da. Ai dreptate, dar mă și convinci. Da. Mă convinci, da. Bun! Când K-ul 2? Când K-ul 2 vine 1 supra 1 supra? 1 supra 2 ori 4. L-am prins. 2 ori 4 și nu există 2 ori 4. Vezi, nu merge. 2 ori 4. 2 ori 4. 2 ori minus 1. Asta 2 ori 4. Și aici în față? 2 ori minus 1. Ia auzi, 2K minus 1 și 2K plus 1. Ia să vedem, băi, până ar fi interesant. 2K minus 1 pe lângă, are fi interesant, pe lângă 2K plus 1. Să vedem? Când K-ul este unul pe tine, 2 ori 2 minus 1, 1. 2 ori 2 și 1, 3. Bun. Când K-ul e 2, cât devine? 4 minus 1, 3. Extraordinar. 4 plus 1, 5. E mai a pomenit. Mai departe. 6 minus 1, 5. Bun. 6 plus 1, 7. Când K-ul este 101, vine 200. O, nu face 200. 202 minus 1. 202 minus 1, 200. Și la 101 înseamnă că nu mai vine până la... Nu mai vine până la 101. Păi unde să vine el? Până la 10. Până la 50? 10. 51. 102, când K-ul este 51 ori 2, face 102 minus 1, 101. Și 102 plus 1, 103. Păi, grozav, asta e matematică, vezi? La început se părea că e nimeritul deodată, n-am mers, dar pe care mișcarea ne-a dus până la 101, era data trecută când am crezut că merge foarte bine, așa. După ce am intervit la limita superioară. Iată că trebuie controlat cu foarte multă atenție, nu ne ducem așa cum mi se pare nouă la prima vedere. Bun. Și acum? Acum desfacem fracția de două. Sigur că, luăm de parte. Deci 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1, că ai descoperit o tehnică aceea, nu? Ai ghicit-o de la mine? De la instanțe, nu de la mine? 2K supra 2K minus 1. Așa. 1 supra 2K plus 1. Bun, mă. Bun. Deci tu visezi la două fracții, fiți atent frumos vis. La două fracții, una cu numitorul 2K minus 1.
Alta cu cine? Cu 2 K plus 1. Și sperie că mi-a ajutat. Dar nu știi ce să pun aici. Așa, și pe de la fracții simple, da? Bun. Hai. De acord cu tine. 2 K plus 1. Și egal mai departe cu linii fracție. Sumă pe lângă? De acord. Numitorii sunt egal, deci numărătorul... Trebuie să legăm un cu 1. Exact. De o parte, de sub acolo, mai jos așa, și identificăm. Deci vine 2A minus 2B ori K, 2A minus 2B, totul de mulțit cu K, plus A plus B, trebuie să fie egal cu 1. Asta se întâmplă dacă și mai dacă, da. Și A plus B este egal cu 1. Și A plus B egal cu 1. În sistem de 2 cu 2, înmulțim pe X cu 2, ca să reducă B-ul, și vine... 2A minus 2B egal cu 0, 2A plus 2B egal cu 2, și vine... 4A egal cu 2. Ai egal cu 1 pe 2. Sigur că tu nu ai vrut să muncești cu 2, că am forțat eu. Tu ai venit când se împarți cu 2 aici. Da, da. Și vine A minus B egal 0 și A egal cu B și nu știu ce. Și A egal cu 1 pe 2 și B egal tot cu 1 pe 2. Da. Deci A egal cu B, scrim de sub, A egal cu B egal cu 1 pe 2. Așadar, am adus atât de bunăvoința ta și am exagerat, dar nu așa de la fapt, ci m-ai propus un împărțit pe 2 și mergi foarte repede. Acum mă pești aici și egal mai departe cu 1 supra 2 pe lângă 2 K plus 1. S-au descurs 1 pe 2 în factor pe lângă 1 supra 2 K plus 1. Asta e drept. Poți convinge pe toți colegii? Dacă am plinit și faci treaba, 2 pe 2 simplific și stă exact ca mai înainte. A reușit. A reușit să aranjeze termenul de subsumă ca fiind 1 pe 2, pentru chestia asta. Păi tu știi ce chestie grozavă ai făcut? Mie nu-ți dai seama. Acum te apuci de lucru și nu-ți rămâi decât să desfășori suma, să vezi ce treabă cum ai făcut. Deci egal mai departe de sub, cu sumă de la... Sumă de la K egal cu 1 până la... Nu? Așa, mă? Din 1 pe 2 pe lângă. 1 pe 2 sub. Este în față 1 pe 2, corect? 1 pe 2 pe lângă. 2K minus 1, minus 1 pe 2K plus 1, tot în paranteză, să mă zic toată lumea, da? Pe lângă. Și dăm halul K, de la 1 la 51. Când K-ul este 1, vine? 1 pe... 1, 1 pe 1, minus 1 pe 3. Când K-ul pun disul ca să pregeapă toată lumea, K egal cu 1 ai făcut chestia asta. Plus. K-ul este 2 pe 3 minus 1 pe 5 plus puncte, punct și mai departe să nu pierzi cu timpul cu chestia asta, nu? Plus 1 pe 1 pe 101 minus nu, plus acolo 1 pe 101 minus 103 așa, închide paranteza egal cu de sub 1 pe 2 pe lângă. Așa. Cu cine ar mai fi trecut pe aici, prin puncte, puncte? Da, aici. Și o rămas la cu plus la început, rămâne cu minus la sfârșit, ăsta se duce cu puncte, puncte. 1 pe 2 pe lângă 1. Minus 1 supra 103. Și egal mai departe la acea jumitor. 102 pe 103 și
51 pe 103. Și acum, dacă e nevoie, 51 pe 103, pur și simplu facem pe 51 pe 103 și vedeți cu 20 bani. Ia să vedem cu pățerea asta, că suntem cam rău. Ia să vedem cum facem. Ne împare pe 51 la 103. 0, virgulă. Pune aici, așa. Merge de 4 ori. Cum? Mergi din 9 ore acum? Nu! 8 ori! Nu! Am ieșit de la aici. 510 minus 410. 9. Și ții de șoate. Să văd. Mi-ai dormit azi noapte acasă. Ia să vedem. 9. 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ei, și dacă e nevoie, continuăm, da? Cu 2 decimale, am zis eu, da? Aproximativ e cam cu așa ceva. Deci suma respectivă. De fapt, autorul ce a spus aici. Știm sau nu să avem sume. Deci el asta o dori să bată. Deci, în clipa în care am spus calculați cu două decimale exacte suma asta, și-a propus să ne testeze dacă știm sau nu să calculăm sume. Asta e problema. Și fiindcă eu am descoperit că v-au vorbat foarte tare sumele, vă propun următoarele sume acasă. No, merită așa. Iată, sumă, vreau să calculați sumă de la K egal cu 1 până la N. N nu poate să fie 50, 20. Dar dacă știți până la N, e extraordinar. Sumă de la K egal cu 1 până la N din... din cât? Din 1 supra 4K minus 1 pe lângă. Să vedeți cum găsesc paranteza cealaltă, hai să vă spun secretul. Acum înlocuiesc pe K cu K plus 1. Și dacă aici înloc de K în K plus 1, vine 4K plus 4 minus 1, așa 4K plus 3. 4K plus 3! 4K plus 3. Asta e problema pe care o propun. Altă sumă. Sumă de la K egal cu 1 la N din 1 supra 3K minus 1 pe lângă. Cum găsesc și altă paranteză? 3K plus 3K plus 2. 3K plus 2, sigur că da. Dacă nu de K plus 1, K plus 1, din 3K plus 3 minus 2, minus 1, 3K plus 2. Altă sumă. Suma. Sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra 7K minus 3 pe lângă 7K plus 4. Altă sumă. Sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Aici cum am mai făcut? Așa știu. Cum? Bine, factorul e 1 supra K ca K plus 1 minus 1 supra K plus 1 pe K plus 2. Așa, una din fracții am avut-o cu numitorul K pe K plus 1. Și cealaltă am avut-o trecând pe asta pe K în K plus 1, înseamnă în loc de K în K plus 1 și din face K plus 2. Deci una din fracții are numitorul K pe K plus 1 și cealaltă fracție are cine? Ce numitor? K plus 1 pe K plus 2. Sigur că asta a fost spălătat. Alfa.
sumă de la K capul 1 până la N din 2 K plus 1 pe lângă K pătrat pe lângă K plus 1 totul la pătrat. Ai zis cum? Una să aibă pe cine ca numitor? Ca pătrat? Ca plus 1 la pătrat. Sigur, plăge proiect corect. Dar acum ai problemă. Pe poanta este așa. Dacă adunăm și scădem un ca pătrat aici, dacă pun un ca pătrat aici, dar voi nu vă uitați, nu? Nu. Dacă pun un ca pătrat plus, ăștia trei ce formează aici? Minus ca plus 1 la pătrat. Și minus ca pătrat, că l-am adunat și am scăzut. Și distribui. Gata. Este extraordinar. Vine să se simplifică. Da, nu v-am mai. Deci ideea este care? Adunăm și scădem un ca pătrat. Dar pentru următoare. Sumă de la K egal cu 1 până la N din 3 ca pătrat plus 3 ca plus 1, totul supra K la a treia, pentru că K plus 1 totul la a treia. Nu, păi, dar ce-ți trebuie? Ce s-a adus să scadă aici? 3K. K la a treia. K la a treia e mare nevoie de el. Ca să fac din nou un K plus 1 totul la a treia. Minus K la a treia, distribui, merge. Sumă de la K egal cu 1 până la N din K ori K factorial. Și sumă de la K egal cu 1 până la N din K supra K plus 1. Totul factorial. Acestea sunt sumele care le las ca temă. Deci, legat de exercițiul numărul 2, de calculul acestei sume, v-am propus un set de sume. Mergem mai departe. Haideți să mergem la punctul 3. Tracția de mai sus are lungimea perioadei de fracția de mai sus are lungimea perioadei de cât? Fracția de mai sus. Adică trebuie să facem împărțire, nu așa? Să vedem după câte cifre se repede. Asta trebuie să vedem ce grup de cifre. Și unde începe repetită? Poate fi periodică simplă, periodică mixtă? Da. Trebuie să se repet. Fie atât de după ce vedeți. Hai, bine, te faci să poți. Merge. Ați început împărțirea? Merge? Cât o dată la împărțire? Din 3-3. Din 3-3? Hai te rog frumos așa, am repede să vedem. Hai te rog, hai ca să terminăm repede, că pierdem timpul cu niște piese de-astea. Deci spune. Doi.
Așa, 120. 8432. Muncim, muncim, rugămim. Așa. Mergeți de câte ori? 5 ori. 70. 10. Pune 10 de aici. 10. 100. 7. De 9 ori, e mult 9 ori. De 7 ori. 28, 9, unde am avut 20? Aici. 20, da? Merge de cât? O dată. Așa. 4. Gata, se repetă. Deci, ăsta e grupul de cifre. Ăsta e grupul de cifre. Ce lungime are grupul de cifre? 2, 4, 6. Deci după câte? Care e lungimea perioadei? 6. 6 cifre. Deci la răspunsul ăsta câte e lungimea perioadei, răspunde 6. Pentru că erau mai multe alternative. Acesta este un număr periodic mixt. Că în perioada nu începe exact după virgula. Deci observați, mai, am deja o parte neperiodică. Deci numărul care 17 pe 14 este un număr periodic mixt. Există parte întreagă, parte neperiodică și toată partea periodică. Da? Așa. Multe grijă și iată că merge grijă. Ia să vedem la partea cealaltă. Ce era patru? Nu, 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 nu trebuie să zici la partea. Specificare de număr este ăla. Este număr? Rațional? Rațional sau irațional? Irațional. Dar de unde știi? Mai era ceva acolo? Cât mai era? Deci trebuie să vedem cărei mulțime aparține radical din 2 plus radical din 3. Dar nu poți convinge, așa? Nu a fost convinge. Dar formula aia, ce e egal cu radical? Aaa, cu radical compus. Ia să încercăm așa. Era o formulă, radical din A plus minus, plus minus radical din B. Egal cu radical adânc din A plus C pe 2. Plus minus radical adânc din A minus C pe 2. O fi bună asta? Unde e C? Cine este? C egal cu radical din A pătrat minus B. Da? Deci asta ar fi formula. Dar ce trebuie să fie număr întreg? C radical din A pătrat minus B? Da. E calculează pe ce cazul tău. 4 minus 3 egal cu 1. Așa, și e bine că faci 1. Și atunci zicem, de aici este radical din 2 plus. Nu, plus este radical. Nu, nu trebuia să scrie așa. Radical din 2 plus radical din 3. Să lupezi la el, vezi că se dă. Egal cu radical din, da, plus. Nu, dar pe ei, dacă e plus aici, plus va fi între ei. Când e minus, minus. Exact. Egal mai departe cu. Te răzduc. Radical din două fracții, înseamnă radical din următor pe radical numitor, din radical din 3 pe radical din 2. Plus 1 pe radical din 2. Egal mai departe cu. Radical din 3. Plus 1, totul pe raționalizăm. Egal cu
Păi raționalizăm înseamnă folosești cu radical din 2. Radical din 2. Adică să scapi de radical de jos. Și vine cât? Radical din 6 plus radical din 2, totul pe 2. E, cât pare să fie numărul ăsta? Radical din 6 plus radical din 2. Totul pe 2. Aici e o problemă. Așa cum simți al tău, ce spune? Irațional. Irațional. Rațional. Ce înseamnă numele rațional? Numele de formă de fracție. Asta e o fracție, patru linii. Da? Dar să vedem un pic. Radical din 3, ce fel de număr scrie? Scrie așa, radical din 3. Ce fel de număr este? Dar nu e aproximativ egal. E aproximativ egal, dar dacă le faci exact, cât ar fi? Ai putea face vreodată? Ce se întâmplă? Radical din 3 este un număr irațional. Este un număr cu o infinitate de decimal, nici măcar periodic, nu s-ar așa sunt fracții nici cum. Deci radical din 3 nu este fracție. Radical din 3 nu este număr rațional. Nu-i din Q. Este din N minus Q. Corect? Ei, hai să vedem cum demonstrăm că radical din 3 nu poate să fie fracție în stânga. Deci să demonstrăm că radical din 3 nu aparține lui Q. Scrie, radical din 3 nu aparține lui Q. Nu este fracție. Da? Nu este fracție. Asta înseamnă. Cum arată că radical din 3 nu este fracție? Hai, piticule! Hai, piticule, repede! Hai, repede la tabla! Hai! Cu curaj! Vei fi filmat, tu dai seama! Între... Deci să arătăm radical din 3 nu este fracție! Vreau să punem... Zic că spune... Vreau să spunem că radical din 3 este fracție. Așa, mergem pe reduce la absurd. Deci, prin cea demonstrație, vrei reduce la absurd. Presupunem că radical din 3 este fracție. Adică radical din 3 rezultă, radical din 3 egal cu... Radical din 3 este de formă? I-am supra el. I-am supra el, sigur că da. Fracția modernă. Cu precizarea că fracția este ireductibilă. Spune în paranteză. Ireductibilă. Adică nu se mai poate simplifica. Că dacă s-ar mai simplifica, e simplifica o tot trei timp, da? Bun. De cărbuni. Nu te luam păcărești, dar mai păcărești. Tu ai radical din 3 egal cu mult pe radical din 3 egal cu mult pe n. Egal cu mult pe n. 3 la. Ce să facem la egalitatea asta? Aducem la putem ridica adus la aceeași dar mai interesant să mă ridicăm la pătrat. Că tot aceeași lucru. Deci echivalentul. 3 egal cu? M pe N, totul la pătrat. Care înseamnă mai repede, mai repede. 3 egal cu? E pătrat supra e pătrat. De unde rezultă că m pătrat egal cu 3 ori m pătrat. Când am ajuns aceeași unită, da? M pătrat egal cu 3 m pătrat. Ce înseamnă asta? Eu rezult că m egal cu 3. Dacă m este 3 ori ceva, m pătrat e 3 ori ceva, înseamnă că m pătrat e multiplu de 3. Deci rezultă că m pătrat egal multiplu de 3. E 3 ori ceva. Egal cu multiplu, dar cum spuneam noi? E în pătrat egal cu multiplu de 3. Dacă pătratul e multiplu de 3, neapărat el trebuie să fie multiplu de 3. Nu se poate ca pătratul cumva să fie multiplu de 3, fără că el să fie multiplu de 3. Deci rezultă că m egal cu 3, K. Da? Încă o dată. Tendent. După ce ridică la pătrat, asta cea numitor. Și apoi m pătrat egal cu 3 m pătrat. Deci m pătrat e multiplu de 3 înseamnă că e simplu multiplu de 3. Ce faci acum? Au fel că e pătrat egal cu 3 m pătrat. Stai, nu mă lua repede. Dacă m egal cu 3 da, să ridicăm la pătrat, că tu ai nevoie de m pătrat, hai să mă crești. Deci când am bine, nu ce echivalent cu m pătrat
egal cu 9k pătrat. 9k pătrat. Și acum vine în ultimul pătrat de aici înlocuiești și vine în ultimul pătrat cât pui? 9k pătrat. Egal cu 3n pătrat. Păi mai mic nu poți să scrii mai mic. Mai mic. Păi ce să fac mai mic? 3 n pătrat. Împărțim egalitatea prin cât acolo? Printr-un 3. Și devine? 3 ca pătrat. Deci rezultă că n pătrat este multiplu 3. Așa, că n pătrat e 3 oriceva. Deci rezultă că n pătrat egal cu multiplu de 3. Dar dacă pătratul e multiplu de 3, el simplu, neapărat îți fi multiplu de 3. Deci nu e egal cu 3? Nu e egal cu 3 S. Aici. 3 S. Nu e egal cu 3S, nu e egal cu 3K, sublinează. Uite așa. Și acum am de la început. Și vine pe radical din 3, egal acum cu mult pe N. Așa am zis noi, nu? Egal cu mult pe N și egal mai departe cu 3K, 3S. Și ce face acum? Mă, ce chestie? Ce faci? E făcut aici multiplicatul, nu? Ce înseamnă chestii? Reductibilă. Deci este reductibilă. Și de desubt am spus că radical din 3, radical din 3, de desubt, egal cu mult pe n, ireductibilă. Adică am spus că nu se mai poate simplifica. Și am ajuns că se simplifică. Dar de ce oare? De ce oare contradicția asta? Deci noi am plecat cu fracția că nu se mai simplifică nici cum. Ei de tipul mult pe și nu se mai poate simplifica. Și muncind noi am ajuns că se poate simplifica. De ce? Pentru că răspunderea a fost falsă. Am îndrăznit să... Am îndrăznit să credem că radical din 3... Am îndrăznit să credem că radical din 3 ar fi fracție. Să nu mai îndrăznim asta. Deci pentru că presupunerea făcută... Falsă. Dacă e falsă, înseamnă că radical din 3 nu aparține. Nu mai îndrăznim noi să credem așa ceva. Radical din 3 nu aparține lui Q. Nu este fracție. Clar. Să nu mai îndrăznim astfel de chestii, că adică cum ar vine mai greu, da? Băi, evidentem, dar ești că tu aproape să mă convingi că știi tehnica, dar am avut emoții. Așa? Ia la lucru. Ia să ne arată el că radical din 5 nu este fracție. Să arătăm că radical din 5 nu este fracție. Ia să văd cum. Presupunem... Că ar fi fracție. Deci că este din chiar, tu ești adicat de cincea, fie egală tu. Cine? Gata? Adicat din cincea, fie egală cu? Gata. Cum nu pe noi, ireductibilă. Ireductibilă. Hai mă, pe noi. Ești mult prea mare. Elica la pătrat? Da. Deci înseamnă că mă pătrat e multiplu de 5, mă e multiplu de 5, 5k, rezultă că adică la pătrat și mă pătrat egal cu 25k pătrat. Înlocuim. Hai că rău, tata, așa. 25k pătrat egal cu 5 n pătrat. Deci 5 ca pătrat egal cu n pătrat. Asta înseamnă de acolo că n pătrat e multiplu de 5. Ceea ce înseamnă că chiar n este multiplu de 5. Ai grijă să scrii numai mic, 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 mic. N egal cu multiplu.
dincolo de 5, 5 S. Dacă nu e 5 S, sublinează, nu e 5 K, apoi ne împacem și zicem radical din 5, se scrie, ca fiind egal cu M pe N. 5 K supra 5 S. Simplificăm prin 5 și asta înseamnă că este reductibilă. Dar de sus spune că radical din 5 a fost scris ca M pe N ireductibil. Absurd. Absurditatea provine din faptul că am îndrăznit să credem că radical din ar fi scris sub formă de fracție. Concluzia radicală din 5 nu este fracție. Bine că ai scris 5, ăsta e un pic mai mare. Deci radical din 5, da? Nu este din Q. Radical din 5 nu aparține lui Q. Așa se demonstrează. Dar oare cum se arată că radical din 2 plus radical din 3 nu aparține lui Q. Să arătăm că asta nu aparține lui Q. Că noi suntem cam în forma asta. Țin minte, exul nostru era cam așa. Era scris radical din 6, definitiv exul nostru radical din 6, plus radical din 2, totul pe 2. Că nu aparține, eu zic că nu aparține lui Q. Colega voastră a spus că este din Q. Eu spun că nu este. Da? Colega voastră care a fost la tablă a spus că este fracție. Eu spun că nu. Pentru că, probabil, vom arăta că radical din 6 plus radical din 2 nu aparține lui Q. Și dacă un număr nu e din Q, împărțit la 2, sigur, nu, ca pe discuție, nu este din Q. Putem dovedi astăzi. Dar mai întâi ar trebui să vedem cum arătăm că radical din 2 plus radical din 3 nu aparține lui Q. Așa, individual, am văzut cum merge. Treaba foarte repede. Cum facem global? Sau mă gândesc mai târziu, cum o să arătăm radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5, că nu aparține lui Q. Iată probleme. Probleme adevărate. Sigur că, pe moment, pe moment sunteți tentați să lucrați tot la fel ca și mai înainte. Vă spuneți că ala aparține lui Q, deci a scrie de forma M pe N, să vedem ce iese. Și se lucrează acolo și muncim și trebuie să iese. Adică la pătrat, faci tot așa tehnica aceea, cu mult curaj și cu multă încredere în voi, va ieși. Țineți cont că M pe N acela este ireductibil, adică nu se mai poate simplifica, în sensul că ele sunt prime între ele. Că dacă avea un divizor, ar simplifica prin el. Deci ce, cum veți pleca la treabă? Presupunem, cum se spune la domnul. Deci veți merge tot așa. Presupunem că... Discutăm asta lecția care urmează, da? Dar vă propun așa o treabă. Radical din 2 plus radical din 3 ar fi un M pe N ireductibil. Ceea ce ar însemna că M și M sunt prime între ele. Adică cel mai mare divizor al lor este 1. Că dacă avea un divizor, cele două numere, prin divizor respectiv aș simplifica fracția. Ei, de aici încolo munciți și vedeți ce se întâmplă. Aveți cu multă grijă, nu este dificil, merge greșițiu. Este asemănător cu ideea de mai înainte, ținând cont că și M și M sunt prime între ele. Dar hai să mă întorc la 5, că am întins discuția. La 5 am... Deci arătăm că radical din... 7 minus 4 de 3. Radical din 7 minus 4, radical din 3. Plus radical din 7 plus 4, radical din 3. Egal, aparține cărei mulțimi. Ce fel de număr este? Cine este la tablă să atace și așa subiect?
ce fel de element este asta? A cui mulțime aparține numărul ăsta? Nu se poate. Plugăm. Ce clasă ești? Ce văd? Nu? Conjugată? Ce conjugată? Ești deja ta! Nu vezi ești? Ce-i de făcut acum? Nu se poate. Păi nu poate să cred. Acum să știu. Ce să știe? Gata, s-a dus. Asta trebuie să dea unul supra șapte. Ia uite, să vezi acum cum se face chestia asta. Să vezi. Egal cu... Îi introduci pe 4 supra de caos. Vine egal cu radical din. Asta te place și. 7 minus... 7 minus radical din 48. Plus radical din 7. Radical din 48. Și pe primul, este un radical suprapus, nu? Compus, cum spune voi. Deci vom pe primul, radical din 7 minus... Ce-l îți face, da? Adică... Întrebi să afli pe ce? Ce e egal cu radical din... Am văzut mai devinte. Cum se fac? Aici a fost pantat, dacă lucrăm acolo și dăm mă la coloacă. Altfel cum ai putea fi lucrat ăsta? Păi era o idee. Hai să văd ce idee interesantă a cuiva pentru rezolvare. Cine are o altă idee? Gata, cine are o altă idee? Ce-am putea? Cum am mai putea gândi? Cât voi vă gândiți la altă idee, eu vă propun să trecem la doi domani.
Deci, dă Roman, 1. Să se scrie sub formă de fracții ordinare, a fracții ordinare, să scrie așa, P, A egal cu 1,81, B egal cu 1,81 perioadă și C egal cu 1,8,1 perioadă. 2. Fie e număr natural, fie n număr natural, să se determine prima decimală a numărului, prima decimală a numărului, la egal din n pătrat plus n, care e prima decimală. 3. Să se demonstreze că radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5 nu este rațional. Nu aparține lui Q. 4. Fie A, B, C care aparțin în Q. Numele fracționare. Așa încât AB plus BC plus CA face 1. Să se demonstreze că numărul radical din A pătrat plus 1 pe lângă B pătrat plus 1 pe lângă C pătrat plus 1 aparține lui Q. Este rațional. 5. Să se determine primele două decimale sau radical indicii 3 din 29 cu precizia a două decimale. Să se compare. A la B și B la A. Se compare A la B și B la A dacă A egal cu 1,5 la a doua și B egal cu 1,5 la 3. Să se determine numărul întreg cel mai apropiat de radical indicii 4 din 44. Valoarea cu două decimale pentru 1/1/3 plus 1/3/5 plus mai departe plus 1/97/99 egal cu cine e valoarea cu două decimale? 69. Să se demonstreze că radical din 11 minus
6 radical din 2 plus radical din 6 minus 4 radical din 2 plus radical din 9 plus 4 radical din 2 este rațional, aparține lui Q. Să se arate că asta aparține lui Q. Da. Aceasta e partea a doua din testul respectiv. Să vedem cum vă întrebam cum altfel puteați să faceți de ghiștiu de mai sus. Sper că între timp v-ați și gândit. Ideea este următoarea. Aici pot vedea un pătrat perfect. De ce aici pot să spun radical din 2 minus radical din 3 la pătrat. Deci 2 minus radical din 3 la pătrat. Plus, în partea a doua, este 2 plus radical din 3 la pătrat. Deci, să observați, prima parte a pătrat face 4, de două ori prima parte a pătrat face 4 radical din 3, plus partea a doua la pătrat 3 și cu 4, 7. Extraordinar. La fel este pătratul aici. Aici este modul. Modul din 2 minus radical din 3. Plus, numai jos de modul, e pozitiv. Plus 2 plus radical din 3. Care face? Rămâne așa că pozitiv. 2 minus radical din 3. Plus 2 plus radical din 3. Și în final face egal cu 4 care aparține lui numărul natural. Terminat. Aceasta a fost prima, ultima chestiune, ca și soluții cu altă variantă de rezolvare. Să trecem la doi romani acolo și să vedem unul la rând la ce se referă. La ce se referă? Să se dă A egal cu 1,81, să scrie sub formă decimală. Cât zicem, repede? 1 întreg și... Deci A egal cu 1 întreg și 81 pe... 100. Și, mă rog, să-l introducem, face 100 și cu 181 pe 100. Terminat. Ca fracții de ordine, da? B egal cu... B egal cu cât, spune acolo, 1,81 în perioadă. Cum scriem? 1 întreg? 181. Nu. În perioada 81. Da? 81. Supra 99. Două cifre de două. Și egal cu... Ce face calculul? Deci vine 0. 8 și cu 99, 18. Supra 99. Și celălalt, ce? Egal cu 1 întreg și 8, 1 în perioadă, prim 1 și partea întreagă, copiem 81, din care scădem partea de periodică, minus 8, supra atâtea de cifre de 9, uitare, 9, 10. Și se face cap. Și cu asta am trecut la punctul 2. Și anume la punctul 2 ce avem? Să se determine prima decimală a numărului acesta. Deci e vorba de n pătrat radical de n pătrat plus n. Da, nu am făcut nimic dacă a scos pe n-factor. Ia să fiți atenți la o șmecherie. Eu am spus de altă parte, n pătrat plus n, pot să spun că este egal mai parte cu n pătrat plus 2 ori 1 pe 2 ori n plus 1 pe 4. Am pus eu minus 1 pe 4. Am adăugat și am scăzut un 1 pe 4. Și egal mai departe, cu n plus 1 pe 2, plus 1 pe 2, totul la pătrat, minus 1 pe 4. E bine? Da.
Care egal mai departe cu n plus 1 pe 2 la pătrat. A, nu, pot să spun, să neglijez asta. Și atunci el devine mai mare. Că dacă din el a scăzut 1 pe 4, ia să vedeți dacă este corect. Da, deci dacă el, din el a scăzut, el este mai mic acum, nu? A devenit mai mare. Deci hai să spun o dată. N pătrat plus N este mai mic la a doua aici este mic decât N plus 1 pe 2 totul la pătrat. Ei! Păcăle, fii atent, tu nu m-a ajuns aici? M-a ajuns, da? Da. Păi dacă nu m-a ajuns deloc, stă-te așa, pasiv. Păi tu vezi că o transpir aici. Cum vă dați la ea? Deci N pătrat plus N. Am scris că e 2 ori 1 pe 2 ori N. Am adunat 1 pe 2 la pătrat, ca să fac pătratul perfect aici. Am scăzut 1 pe 4. Și mi-a dat N plus 1 pe 2 la pătrat, minus 1 pe 4. Și dacă eu, dacă renunț la minus 1 pe 4, deci n-am să scad minus 1 pe 4, e clar că asta ce e în dreapta e mai mare. Aici era scăzut, scădeam ceva. Bun. Dar asta am să scrie echivalent cu N pătrat plus N mai mic decât N plus în loc de 1 pe 2 am să scriu 5 pe 10. Merge chestia, da? Plus 5 pe 10. La pătrat. 5 pe 10. Dacă extrag radical, ne apare. Extrag în ambele membre și apare radical din N pătrat plus N mai mic decât N plus 5 pe 10. Unde N era un număr natural, parcă era scris. Unde e N natural, da? Unde e N natural. Deci radical din N pătrat plus N e mai mic decât N plus 5 pe 10. N ce reprezintă? N e numărul natural, deci partea întreagă. Și 5 pe 10 este partea zecimală. Deci, aici m-ar veni N virgulă, cât face 5 pe 10 partea zecimală? 0,5. Deci nu 0,5. Înseamnă că în partea dreaptă se află... Nu, prima decimală este 5. Visez acum. Ce bine ar fi ca în partea stângă să fie ce decimală? 0,4. Încerc să văd dacă strângă foarte bine. Că autorul mi-a zis să reținem prima decimală a numărului acesta. Prima decimală. Și atunci am să încerc să strâng cât pot de bine. Deci prima decimală în dreapta este cât? 5. Și în partea stângă, aș vrea să cred, nu știu dacă am noroc, deci e N pătrat plus N, în partea asta ar să fie N,4. Dacă reușesc așa, înseamnă că m-am apropiat foarte bine de pretenția autorului. Acum mi-a rămas bine să văd cum se scrie N,4. N plus 4 pe 10. Deci al meni. N plus 4 pe 10. Dacă mi-e mic decât radical din N pătrat plus N. Aici este semn de întrebat. Că nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar 4 pe 10 înseamnă 2 pe 5. Și ar fi, iată problema care o am. N plus 2 pe 5. Dacă este mai mic, semn de întrebare, decât N pătrat plus radical din N pătrat plus N. Dacă e adevărat sau nu. Atunci, riclă în ambii membri la pătrat, să vedem dacă treaba asta e bună. Echivalent cu N plus 2 pe 5 la pătrat, mai mic decât N pătrat plus N. Echivalent. Când ridic la pătrat, vine ce? N
de pătrat, plus de două ori prima parte mulțit cu a doua, plus 4n pe 5, da? Plus de două ori prima parte mulțit cu a doua, 4n pe 5, 4n pe 5, e bine, plus 4 pe 25, dar bine e mic, încă am emoții, decât e împătrat plus n. Dar e împătrat când e împătrat. Să reduc. Și este echivalent. Poate spune, după n dincolo. Și când e 4n pe 5 minus n plus 4 pe 25, că să fie mai mic ca 0, echivalentul. Numitorul comun este 25. Și vine 20n. Deci 20n minus 25n mai mic plus 4 mai mic decât 0. Echivalent cu? Adică ar fi că minus n minus 5n, da, plus 4 mai mic ca 0, parcă aș spune că 5n mai mare decât 4. Adică e mai mare decât 4 pe 5. Deci el de unde se înceapă? De la 8. De la 1 încolo. Deci corect este el de unde se înceapă? Din n stărat. Fără 1. Deci dacă el e mai mare decât 4 pe 5, 4 pe 5 este un număr subunitar. Deci la 1 încolo. Atunci, totdeauna, radical din n pătrat plus n este cuprins între n,4 și n,5. N,5. De oricare ar fi n care aparține numărilor n stărat. Iată ce interesantă chestie. Și am reușit să arat că totdeauna radical din n pătrat plus n e cuprins între n,4 și n,5. Cu o precizie de cât? De o zecimală, da? Cu precizie de o zecimală. Hai să vedem încă o dată care a fost ideea interesantă. Eu am plecat de la cei de la sub radical, n pătrat plus n. N pătrat plus n. Care, pe care am scris că un pătrat perfect, și am fost minus 1 pe 4. Deci, renunțând la 1 pe 4 care se scade, înseamnă că devine mai mare. Deci, am găsit un majorant al lui un pătrat plus 1, un majorant foarte bun. Un pătrat perfect, n plus 1 pe 2 la pătrat. Asta, în loc de 1 pe 2, mai fac o mișcare. În loc de 1 pe 2, zic 5 pe 10. Dar de ce? De ce am dorit eu să scriu așa? 5 pe 10. Ca să mai apare sub formă decimală. 5 pe 10, deci este prima cifră de după numărul 3. 5. Așa. Dacă era 5 pe 100, înseamnă că era vorba de o zecimală de pe poziția a doua. Sutim. Și am sperat că pot strânge asta ca și minorant pe cine să am? N,4. Deci n,5, n,4. Pe lungime de o zecimală să prind numărul respectiv. Am sperat, dar am sperat bine. Pentru că lucrând în chestia asta, mi-a ieșit foarte corect. Așadar, așa s-a fost chestiunea destul de interesantă pentru 2. Pentru 3. La 3 ce trebuie făcut? Vă rog să vă urmăriți. La 3 era vorba de a arăta că radical din 2 plus radical din 3 plus radical din 5 nu aparține lui Chiu. Mi se pare că am citat mai înainte. Da. Presupuneți că aparține lui Chiu și se lucrează acolo și vedeți din aproape mai întâi cu 2 radical și pe urmă cu 3 radical, toată precizarea că nu mă supărăță în prime 3. Următoarea chestiune, anume 4. Dacă, ia să vedem ce este și acolo, vă rog, vreau să mărim un pic ritmul ca să terminăm chestiunile de acolo. Ia să vedem la 4 ce am. Dacă A, deci 4, dacă A, B și C aparțin lui Q, așa încât avem A, B
plus AC plus BC. AB plus BC plus CA, AB plus BC plus CA. Egal cu 1. Egal cu 1. Să se demonstreze că radical din A pătrat plus 1 pe lângă B pătrat plus 1 pe lângă C pătrat plus 1 egal cu aparținerea lui X. Hai să lucrăm, să vedem cât ne dă. Egal cu. Știi ce vă propun? Hai să luăm de 1. În loc de 1 spunem A, B plus AC plus BC. Deci egal cu cine? Egal cu A radical din A pătrat plus AB plus AC plus BC pe lângă B pătrat plus AB plus AC plus BC plus nu, mulțit cu C pătrat plus AB plus AC plus BC egal cu radical din. Hai să lucrăm pe primele două ori și vine A pe lângă A plus B plus scoatem un C, C pe lângă A plus B. A pe lângă B plus C. Cum mai e niciunos? Nu, e bine așa. Păi din primele două am spus un A. A pe lângă A plus B și din astea am spus iar și un A. A pe lângă... Ce am spus? Aici... C pe lângă A plus B, am spus bine. Da, e bun. Plus, pe lângă. Deci să luăm B, B pe lângă A plus B, plus C, pe lângă A plus B. Ai scot un... C. C dintre cine? Din astea două. C pe lângă A plus C, plus B pe lângă A plus C. Egal. Radical X. A plus B sunt factor. Pe lângă A plus C. Pe lângă A plus B sunt factor. Pe lângă B plus C. Pe lângă A plus C sunt factor. Pe lângă B plus C. Face radical din A plus B este la pătrat plus A plus C este la păr A plus C la pătrat B plus C la pătrat. Fiindcă astea A, B, C sunt numere din Q am trebuit să ies în modul A acolo, dar doresc că autorul a vrut să spune Q plus ca să fie și mai sigur. Dacă nu merse cu Q plus, atunci voi pune ce? Modul din fiecare din astea. Oricum, ceea ce mi-este clar este că rămâne A plus B, pe lângă A plus C, pe lângă B plus C, tot în modul, ca să nu apară nicio problemă. Și asta înseamnă că este un număr din Q. Pentru că AB și C de unde erau? Din Q. Și două fracții, am dat două fracții. Totul este numai fracții. Și am arătat că radicalul respectiv este fracție. Ce trebuie să arăt? Că radicalul este fracție. Și am arătat că este fracție. Să regăsați radicalul 3 din 29. Ia să vedem cum gândim. Deci radical din C3 cu precizii de 20 mare. Cu precizii de 20 mare trebuie să-l găsim. Pe radical din C3 din 29. Cum credeți că voi face? Aveți o idee? Păi eu aștept pe el să fie așa, cuprins între două numere
2, cifre, niște numere, a 1, a 2, și deci mai să fie 3, virgulă, a 1, tot a 1, dar a 2 e crescută cu o decimală, a 2 plus 1. A 2 plus 1, în sensul că a crescut cu unitate, ca să fie precis de decimală, de propoziție. De sudime, mi-a zis autorul, cu cât? Cu 2 decimale. Cum să spunem că este atunci? Dacă aș mulți cu 100 chestia asta, dacă aș mulți cu toate cu 100, ar fi așa. 3A1A2, numărul ăsta, 3A1A2, mai mic decât 100 radical indice 3 din 29, mai mic decât 3A1 și aici cifra asta crescută cu unitate. A2 plus 1. Cam așa arăta. Știți bine că la școala dintre a 7, a 5, a 6, așa, vă puneți o bară pentru a înțelege că e vorba de numărul 300 a 1 a 2. Acum, ăsta 100 ăsta să-l bagă, să-l introduc în interior. Da? Să-l introduc în interior și ar vei cât? 3 a 1 a 2 mai mic decât cât vine radical din 3 din 29 urmate de câte aici? 1, 2, 3, 4 decimale. 100? Nu. La cât? La 3-a? 6? 2, 4, 6. Așa e corect. E 10 la a 2-a, totul la a 3-a. Deci, 10 la a 6. Mai mic decât 3-a, 1-a, 1-a.